Oameni buni, oameni buni, următoarea mea invitată este actriță, compozitoare, cântăreață, ciucă și chiar se bucură de succes în China, în Franța, în Rusia și chiar până în Germania, dacă îți vine să crezi. Acum, ce crezi, are o problemă cu Instagram-ul și cu Facebook-ul, pentru că niște hackeri i-au spart, băi băiatule, contul. Nu pot contul cu fani, da. Vine alături de noi Holy Molly, care este acum aici. Mi-a plăcut cum a intrat așa foarte sportivă. Păi am energie, dacă tot n-am Instagram, tot n-am Facebook. Te rog frumos să luăm un loc să vedem ce s-a întâmplat și poate putem să te rezolvăm. Deci câți urmăritori aveai pe Instagram? Cât ca să-mi iau conturile înapoi? Nu zice chestia asta pentru că s-ar putea să fie foarte periculos. Tocmai de aceea hackerii care fură conturile de Instagram și de Facebook te urmăresc, își cer bani și după aia nu-ți mai dau nici cont. Da, știu, știu. Câți urmăritori aveai pe Instagram? Pe Instagram aveam 12.700, iar pe Facebook 216.000. E mai dureros cu Facebook-ul? E mai dureros cu Facebook-ul pentru că aveam pagina de mai mult timp. Eu am fost Miss Mary înainte, aveam un alt proiect și băia-s fanii care sunt de foarte mult timp acolo, de vreo 10 ani, dar și Instagram-ul ăla e dureros. Deci tu ți-ai făcut Instagram-ul la 8 ani? Nu, când erai tu Miss Mary. Facebook. Dar câți ani crezi că am? Că nu-s așa mică. 25. 25. Vezi că știu, mulți înainte. Dar stai frumos o secundă, să le spunem celor care se uită la noi că Instagram-ul și Facebook-ul ăsta nu se poate sparge așa ușor dacă nu, îți pui măsuri ușor de securitate și exact îți faci step 2, adică pasul 2 de autentificare. L-ai făcut? Nu. Ce s-a întâmplat? Ce a fost în capul tău? Ia spune-ne. Nu știu, n-am crezut că se poate întâmpla chestia asta că de ușor. Că te pot pândi hackerii? Da, în continuare este foarte dubios ce s-a întâmplat, pentru că eu nu m-am logat în nimic. Adică nu mi-am dat niciodată datele. Pur și simplu am primit un formular pe care l-am completat cu nume, prenume și data greșit nașterii. Greșit, niciodată nu completezi ce primești pe Instagram sau pe Facebook. Asta valabil și pentru cei care se uită la noi. Pentru că noi mai avem prieteni, ciucă, dacă tu ții minte, Cristi Mitrea, când a primit ieri un mesaj pe Instagram că conținutul lui nu este adecvat Instagramului și el a apăsat acel deci link. Deci doar dacă am apăsat și da, ai apăsat greșit. Fac, am făcut deci oameni prostie buni, lecția de Instagram și de Facebook. Faceți-vă pasul 2 de securitate ca să nu vi se ia contul și 2, nu răspundeți la mesaje, indiferent cât de autentice ar părea, pentru că de foarte multe ei le trimit ca și cum ar fi din partea lui Instagram exact sau lui Facebook. Exact așa era Facebook support. Iar când ți-ai exact văzut acolo Facebook support, ai ridicat în picioare și ai zis gata. Am probleme, stai așa mă că rezolv. Da, da, da. Perfect, haide să înțeleagă lumea acum de mai fiind pe Instagram și pe Facebook cine ești tu totuși. Bună ziua! Eu sunt Holy Molly, am 25 de ani și fac muzică. Sunt, sunt songwriter și cântăreață. Te rog frumos, Zodia? Capricorn. Capricorn, foarte bine. Exact. Așa face Capricornul, așa? Da, probabil că se trezește. Da, fac muzică de foarte mult timp, dar de un an și jumătate am acest proiect Holy Molly, care s-a născut out of nowhere, dintr-o criză de-a mea existențială. Că aveți crize? Noi femeile sau noi capricornii? Opa, intrăm într-o problemă extrem de delicată. Am vrea să vorbim special despre dumneavoastră, da. Sunteți pacienta, despre dumneavoastră. Așa, adică despre mine. Deci faceți crize din când în când? Criza așa de crize existențiale, știi? Aveți de iubit? Unde? Nu. Nu știu, asta să știți că de aici n-am, se n-am poate trage. Să... Lipsa iubitului poate să-ți creeze tot felul de crize. Lipsa iubitului? Și crezi că dacă aș avea iubit, n-aș mai avea crize existențiale? Ai putea să fii mai liniștită. E da? E foarte ciucă posibil. Vezi că trebuie ție step 2, pasul 2 de autentificare. Așa? Și? Și am lansat o piesă acum, fix acum un an. O piesă de nicăieri cu, nu știu dacă am voie să spun label-ul. Nu cred că am voie. Zice. Cu un label din Germania, cu Sony Germania. Păi, și a prins, Germania. Am zis deja, și a prins așa piesa extraordinar de bine în Germania. Știi germană? Și, deloc. Bravo, asta îmi place. Și piesa e în germană, presupun. Nu, nu e în germană. Da, exact, și? Piesa este cu un refren în franceză și restul în engleză. Superb, bravo. Eu ne știu nici francez, dar nu contează. Și piesa a prins extraordinar de bine și de atunci uite că tot lansez piese și super recunoscătoare pentru că se întâmplă chestii mișto, chestii pe care mi le doresc de foarte mult dar timp. Dar tu observi cum e viața ta? Apar totul dintr-o criză, apare de nicăieri piesa, se întâmplă lucruri de nicăieri și vine succesul. Da, nu știu, asta cu succesul e relativ, nu-mi place cuvântul ăsta, succes. Nu te feri de el. Fericire, adică nu te feri de el. Da, succesul îți impune a fi superior cumva. Am succes, deci sunt superior. Nu. Deci tu pe nu YouTube cum ești? Holy Molly. Cu piesa. Bine. Nu, și cum e piesa, bine. Cum se numește? Twinkle Twinkle. Perfect. Și asta nu trebuie să fie de Crăciun? Da, nu. Twinkle nu. Twinkle. Nu, dar când ajungi acasă, du-te și uită-te la clip. Atâta te rog. 3 minute acordă acestui videoclip. Doar acasă să mă uit? Da. Bine, poți să te uiți aici, dar nu știu dacă o să fie pus, dar uite-te acasă. Este o distracție. Îl punem pe ecranul ăsta mare. Bine, e o distracție. Perfect. De videoclip. Deci oameni buni, oameni buni, Holy Molly ne cântă. Ideea e că ți-ai făcut cont nou de Instagram, de nu Facebook. Nu mi-am făcut, eu încă aștept să primesc deci răspuns acolo. Deci deocamdată rămâne fără rețele deocamdată de socializare. Deocamdată rămâne pe TikTok, mă găsiți pe TikTok, Holy Molly Guacamole.
Așa ce mă ziceți? Holy Moly Guacamole. Ah, perfect, bravo. Mi se pare firesc, Ciucă, să dai follow acolo pe Instagram. Iar acum Holy Moly ne cântă piesa care are succes deja în Germania, în Rusia, în China, cum ziceam ceva mai devreme. E o fată foarte talentată, ești plină de viață și dacă ar fi să dăm un verdict, este... Ai niște ochi foarte frumoși. Oh, mulțumesc frumos. Nu numai. Tu să taci. Noi ne vedem mâine la ora 3, oameni buni. Până atunci vă aștept pe Instagram, Cătălin Măruță sunt, și pe TikTok. TikTok, bineînțeles. Guacamole. Te aștept la mine pe TikTok. Și eu pe tine, la mine. Perfect. Seară frumoasă! Numai...